Emisiune sponsorizată de Florales, Arcadia și Ioni Wellness. Știm, echilibrul și starea noastră de bine se reflectă și în exterior, dar ele pot fi afectate de orice disconfort din zona intimă, de care trebuie să știm să avem mare grijă. Haideți să aflăm împreună care sunt recomandările pentru sănătatea intimă a femeilor. Pentru noi ca femei este foarte important să ne menținem mereu o stare de sănătate bună atât în interior cât și în exterior. De asta, din punct de vedere ginecologic, este foarte important să avem mereu grijă de sănătatea noastră vaginală. Să mergem, bineînțeles, frecvent la medicul ginecolog, măcar o dată pe an, să ne urmărim patologiile, să ne îngrijim zilnic, să avem o igienă corectă, să avem o viață sexuală corectă, o igienă a vieții sexuale corecte, dar cel mai important, să ne păstrăm flora vaginală intactă și să avem grijă ca ea să nu se deterioreze în timp. Ce presupune să avem grijă de flora vaginală? Care sunt factorii care o afectează? Sănătatea florei vaginale depinde cel mai mult de acest echilibru al pH-ului vaginal, care poate fi afectat, fie să devină mai acid, fie să devină mai bazic în anumite circumstanțe, fie, de exemplu, în urma unui tratament cu antibiotic, fie în urma unor infecții pe care le putem avea, fie în urma unei igiene mai puțin adecvate ale mediului vaginal sau a unor altor factori care pot interveni până la urmă în această perturbare a mecanismului pH-ului vaginal. Ce trebuie să facem pentru ca pH-ul vaginal să se mențină între valorile adecvate? Între 3,8 și 4,5. Pentru a ne menține un pH adecvat, trebuie să respectăm o serie de recomandări medicale. În primul și în primul rând, trebuie să ne menținem o igienă corectă și când spun corectă, mă refer să evităm igiena agresivă intravaginală sau dacă facem acest lucru și ne-am obișnuit să facem spălături intravaginale, obligatoriu să repopulăm flora vaginală cu probiotice care să refacă pH-ul la nivelul respectiv, pentru că în momentul în care noi ne spălăm, ne îndepărtăm și flora sănătoasă, bacilii Doderline, care sunt esențiali pentru a păstra acest pH în limite normale. Și atunci, dacă ne spălăm intravaginal, obligatoriu administrăm probiotice, fie pe cale orală, fie pe cale intravaginală, în scopul de a reface, da, flora respectivă. Care sunt recomandările dumneavoastră în privința igienei zonei genitale? În mod normal, igiena zonei genitale trebuie făcută ori de câte ori este nevoie la exterior cu apă și produse dedicate zonei intime, dar ca și spălat intravaginal, trebuie să limităm această atitudine, nu înseamnă că nu ne spălăm deloc, dar trebuie să găsim un echilibru între a nu fi exagerat. De exemplu, se recomandă o dată pe lună după menstruație să ne spălăm cu un irigator, nu cu mâna, da? Să ne spălăm și ulterior să administrăm probiotice care să conțină lactobacili care sunt buni pentru mediul vaginal, în scopul de a menține toată luna o sănătate vaginală corectă, până la următoarea menstruație și așa mai departe. În același timp, ne mai putem spăla intravaginal în anumite circumstanțe, de exemplu, înainte de administrarea unui tratament care ne este recomandat de medicul ginecolog sau după un contact sexual, dacă se dorește asta. Știm însă că flora noastră este afectată și de diverse tratamente. Știm, de exemplu, că tratamentele cu antibiotice ne afectează atât flora digestivă, cât și flora vaginală. Noi, ca femei, putem primi tratamente cu antibiotice din nenumărate motive, inclusiv din cauze stomatologice sau pentru afecțiuni în sfera orele. Din orice motiv am luat antibiotic, el trebuie recomandat neapărat de către medic, pentru că medicul în primul rând știe să dea tratamentul care să fie în direcția agentului patogen care într-adevăr afectează, da? Să fie un antibiotic care nu are rezistență deja, da? Respectiva pacientă să poată să-și facă efectul acel tratament, pentru că dacă luăm după cum ne duce capul așa, putem greși și direcția de administrare, dar putem lua un antibiotic la care avem deja rezistență și atunci nu va funcționa. Dar cel mai important lucru este că dacă medicul prescrie antibioticul, atunci știe că acel antibiotic, pe lângă faptul că va distruge infecția, va distruge și flora sănătoasă a corpului și aici este inclusă flora digestivă și, bineînțeles, flora vaginală. Și atunci un medic care este, sigur,
orientat pe faptul că dă tratamentul unei femei, știe că pe lângă o repopulare a florei digestive va fi necesar să recomande și un tratament probiotic cu lactobacilii. Pentru că flora vaginală este foarte sensibilă. În momentul în care luăm antibiotice, deja de la prima sau a doua administrare, deja putem observa semne de afectare a florei noastre proprii vaginale și anume vom dezvolta o candidoză de cele mai multe ori și anume se va modifica pH-ul vaginal atât de mult prin moartea propriilor noastre bacterii sănătoase, încât vom dezvolta infecții micotice de cele mai multe ori. Și este vorba de candida, care este foarte recurentă, foarte frecventă în populație și ăsta este unul din cele mai importante motive. Dar cum ne ajută probioticele în aceste situații? Probioticele conțin bacterii sănătoase pentru mediul vaginal și în cazul nostru, ca femei, tot timpul ne interesează să avem o cantitate foarte mare de lactobacili Doderline, adică bacterii care ne protejează mediul vaginal, care creează ca o peliculă de protecție, să-i spunem așa, da? Care să se lupte cu bacteriile cu adevărat periculoase, cu adevărat patogene. Noi dacă avem factori care ne distrug această floră normală, în 6 ore, mediul vaginal se va coloniza cu bacterii periculoase de pe zona perineului și atunci vom dezvolta o infecție sau vom avea predispoziție ca să o dezvoltăm în curând. În mediul vaginal sunt prezente atât bacterii sănătoase, cât și bacterii cu potențial patogen. Și atunci, pe noi ne interesează să avem acest echilibru sau să predomine flora sănătoasă, astfel încât să nu ajungem în circumstanțe care ne vor duce la ginecolog cu diverse infecții. Probioticele pot fi cu administrare orală sau cu administrare vaginală și în funcție de parte particularitatea cazului, recomandarea medicală va fi într-o direcție sau alta, în funcție de contextul respectivei paciente. Există probiotice care, pe lângă conținutul bogat de lactobacili, au și diverse substanțe care sunt un adjuvant pentru sănătatea florei vaginale și a mediului vaginal și a epiteliului, da, a mucoasei vaginale, care are nevoie de o anumită hidratare și sănătate pentru a îngloba acești lactobacili și a-și face treaba. De exemplu, vitamina A, despre care este demonstrat că are un rol esențial în sănătatea, troficitatea și elasticitatea mucoasei vaginale și a întregului epiteliu neted din corp. Știm însă că flora vaginală este afectată și de diferitele schimbări hormonale prin care trecem, schimbări firești din viața femeilor. În perioada sarcinii, imediat după naștere, când este perioada cu lehuzia și alăptarea și, bineînțeles, atunci când este vorba de menopauză, pentru că în toate cele trei circumstanțe, mediul vaginal are o modificare, da, la nivel de parte hormonală, dar și statusul imunitar este puțin diferit și atunci, sigur, este șansa mai mare ca bacteriile patogene să-și facă, da, de cap. Așa încât ne interesează să aducem un aport de probiotic. În sarcină, în primele două trimestre, se recomandă probiotic fie cu administrare orală, fie cu administrare intravaginală, în funcție de particularități, iar în trimestrul 3, dat fiind că burtica este voluminoasă și este aproape imposibil de administrat intravaginal orice formă de tratament, se recomandă varianta orală a probioticilor în scopul de a menține foarte bună sănătatea mediului vaginal și de a scădea riscul de naștere prematură sau de ruptură prematură de membrane, pentru că se cunoaște faptul că un mediu vaginal sănătos ajută foarte mult la ducerea la termen a unei sarcini. În lehuzie, în primele 40 de zile, este contraindicată orice administrare intravaginală a oricărui produs, inclusiv viața sexuală, da, trebuie să lăsăm colul să se repare și corpul să-și revină și atunci se recomandă administrarea peros sau orală a oricăror tratamente sau suplimente sau medicamente. Așa încât probioticul pe care orală este recomandat în perioada imediat postpartum, dar și pe perioada alăptării, când mămica este, eu știu, din cauza oboselii și a overwhelming-ului, da? Tot ce ține de îngrijirea unui nou născut, are de obicei o imunitate puțin mai scăzută. Imediat ce s-a terminat perioada lehuziei, urmează perioada cu alăptarea, când mămicile, dat fiind că pun bebelușul pe primul loc, ajung să nu mai pun atât de mult accent sau atenție pe propria alimentație, au un somn afectat, statusul imunitar per total este perturbat și atunci au șanse mari să dezvolte diverse patologii, unele dintre ele chiar în sfera ginecologică. Și, bineînțeles, ne gândim și la reluarea vieții sexuale, care iar este o mică provocare postpartum și atunci administrarea de probiotic, fie pe cale orală, fie pe cale vaginală, în scopul de a crea un mediu propice vaginal și un epiteliu sănătos, da? Cumva vine să corecteze aceste mici probleme care pot apărea și atunci
Sigur, prognosticul este bun la reluarea vieții sexuale și, pe termen lung, în a păstra o sănătate vaginală foarte bună. Un alt moment sensibil, delicat în viața femeilor este cel al trecerii la menopauză. Cum este afectată flora vaginală în această perioadă de schimbări hormonale? Apare o uscăciune a mucoasei vaginale, epitelul este mai friabil, mai subțirel, apar dificultăți și legat de partea intimă și atunci este cel mai important să adăugăm fie în dietă, fie în anumite probiotice care conțin deja acea vitamina A, care sigur este practic de primă intenție în situația pacientelor care se confruntă cu aceste perturbări în perioada postmenopauzei. Așadar, în diferite perioade de schimbări hormonale prin care trecem, în diferite situații în care urmăm anumite tratamente, cu antibiotice de exemplu, avem nevoie de o îngrijire suplimentară în privința sănătății intime pentru a ne menține starea de bine, echilibrul florei vaginale, care are un rol esențial în a ne proteja de diferite afecțiuni. Recomandarea mea ar fi să ne focusăm pe prevenție, să ne îngrijim pe partea de igienă genitală, să avem grijă de imunitatea noastră, să mâncăm corect, să ne odihnim, să nu uităm că partea de echilibru interior mereu se vede și la exterior și neapărat să nu uităm să mergem regulat la medicul ginecolog pentru a ne îngriji de starea noastră de sănătate ginecologică. Emisiune sponsorizată de Floraless, Arcadia și Ioni Wellness.